Hei, salut, sunt Dima Trofim. Acum de ceva timp, de 10 zile, mi-am făcut implant de păr. De fapt, corect se spune cică transplant de păr. Uite, am învățat și eu ceva nou. Da, mi-am făcut transplant de păr, sunt cel mai fericit om din lume, pentru că, sper din tot sufletul, în sfârșit să-mi crească părul așa cum îmi doresc eu. Acum vreau să încep și eu cu începutul, mai exact cum am ajuns aici. Păi, bineînțeles, prin buna mea prietenă Monica Munteanu, care mi l-a recomandat pe domnul Ensar Duman. Am ajuns aici, dumnealui s-a uitat în toată podoaba mea capilară, bine, podoaba capilară, că nu era chiar podoabă, însă a văzut despre ce este vorba, mi-a recomandat, bineînțeles, un transplant de păr, zis și făcut, a trecut foarte, foarte puțin timp, am urcat în avion, am zburat spre Turcia, mi-am făcut acest transplant de păr, și apropo pot spune așa, mi-a plăcut foarte mult echipa de acolo. Foarte prietenoasă toată atmosfera acolo și acest lucru chiar m-a bucurat, adică chiar m-a bucurat mult de tot. Bineînțeles, am trecut deja peste toată greutatea care a fost atunci cu transplantul de păr, am ajuns în România 10 zile, asta a fost cea mai grea perioadă, 10 zile de... Bine, m-am spălat, să nu credeți că nu, da, dar nu am avut voie să-mi spăl capul, scalpul, nu am avut voie să fac acest lucru, iar astăzi am venit aici pentru prima spălare. Am ajuns, mi s-a aplicat acel gel pe cap, pe scalp, pentru a îndepărta acele cojițe și urmează, ci că acest aparat, senzație, da, domnul Ensar mi-a făcut dita mai reclama la acest aparat, căci că este foarte, foarte mișto, că se îngroașă firul de păr, că regenerează, că ajută să crească alte fire de păr, gen care sunt pe cale de dispariție, dar e un fel de îngrășământ, li se dă încă o șansă acelor grefe să mai trăiască puțin sau poate mai mult, Doamne ajută. Măi, eu abia aștept să treacă ceva timp, să pot să dau și eu așa în părul meu cu mâna, așa cum făceam de obicei, pentru că na, lumea mă știe foarte bine cu părul până aici. Am darul de a convinge lumea. De ce? Pentru că Ensar a avut darul de a mă convinge pe mine și cu siguranță a făcut acest lucru. Drept dovadă, acum am toată speranța și pe viitor cu siguranță fericirea de a avea un păr bogat.